din Crividia este un adevărat dezastru, mai ales atunci când plouă, puțini sunt cei care se încumetă să-și bage mașinile pe acest tronson. Oamenii spun că în ultimii ani nu s-a făcut altceva decât să se peticească pe aici, pe colo, gropile din ce în ce mai dese și mai adânci. E nașpa de tot, ce să zic, găuri. Poate cu timpul, nu știu ce să zic, poate cu timpul să se facă ceva, să putem să realizăm și noi ceva, să avem și noi un drum. Stricăm mașinile, stricăm asta, deci, ce să zic, e rău. E foarte prost. S-au stupat câteva gropi cu pietri și atâta. Și când sunt inundații sau când este vara? Vine ploaia, spală și înapoi gropile. Dezastros! Dezastru! S-a făcut ceva în ultimii ani aici, vis-a-vis de drum. Păi drumul ăsta nu prea a făcut de 30 de ani. No, tot la fiecare campanie care vine, tot se promite că se face. Acum așa am auzit că iar e în curs de a face. Nu știu. Cum nu știți dumneavoastră, nu știm nici noi. Numai că ne rupe mașina pe aici. Administrația locală de la Vulcan cunoaște foarte bine situația drumului care duce spre Merișor. Viceprimarul municipiului Vulcan, Pompiliu Barbu, a precizat că acest tronson a fost cuprins, pe lângă alte străzi din municipiu, într-un proiect de strategie de dezvoltare locală finanțat din fonduri europene. Drumul din Crividea, într-adevăr, este un drum care creează o grămadă de probleme, sau foarte, foarte multe probleme, pentru municipiul nostru. Este un drum care a creat probleme încă de când mă știu eu din copilărie, având în vedere că am și lucrat aproximativ 30 de ani la mine la Vulcan și am circulat pe acest drum, este un drum cu probleme. Dar parcă în ultimul timp aceste probleme s-au agravat, în sensul că în ultima perioadă a intervenit și APASERV cu montarea conductelor de apă. Sigur că acest drum acum e foarte, foarte greu de circulat și cu probleme pentru cetățenii noștri, pentru noi. Dacă vrem să scurtăm drumul spre Merișorii, într-adevăr, este un drum foarte greoi. Când vorbesc de zonele marginalizate, vorbesc de Crividia, vorbesc de Colonia de Jos, Centru Vechi și Dallas. Este un proiect pe fonduri europene. Proiectele pe fondurile europene au o procedură foarte complicată și greoaie, îndelungată ca termen. Preconizăm ca în luna, dacă treburile vor merge bine, în luna septembrie să putem să începem, după data de 15, să putem să începem lucrările în Crividia. Dar asta, deci, dacă toate treburile și semnăturile se vor obține până la această dată. Sigur că vrem și mai repede, dar, vedeți, toate proiectele pe fonduri europene sunt niște proiecte care trebuie cu atâta sensibilitate tratat fiecare punct, pentru că nu se obțin avizele. Deci, fiecare etapă trebuie transmisă și trebuie reluată, se cer clarificări care vin din partea noastră, apoi clarificări, de exemplu, care vin și din partea lor și din cauza asta s-a ajuns la această întârziere a lucrărilor din Crividia. Și cum drumul nu ar fi fost deja greu de străbătut, aici au loc în această perioadă lucrări de reabilitare a rețelei de apă și canalizare efectuate de APASERV Valea Jiului. La Vulcan se desfășoară lucrări de reabilitare ca și în restul Văii Jiului. Au fost începute lucrările de data aceasta în Crividia, în zona Crividia, pentru că primăria chiar a solicitat ca lucrările să înceapă cu această zonă. Ca și la celelalte lucrări, sunt lucrări de construcții unde există într-adevăr un deranj. Constructorul se angajează ca să creeze accesuri pentru fiecare persoană care trebuie să intre în fiecare gospodărie. Cu siguranță că este puțin mai greu. Ținem să precizăm că constructorul de la Vulcan este un constructor serios,
care cu siguranță că își va îndeplini termenii de contract și sperăm să iasă cât mai repede din această zonă. Zona Crividia este o zonă destul de dificilă pentru că vechimea rețelelor de alimentare cu apă este foarte mare, practic de când s-a construit această colonie și rețelele de alimentare erau obligatorii a fi schimbate. Conform viceprimarului municipiului Vulcan, perioada de precontractare a acestui proiect este până în luna august, iar dacă lucrurile decurg normal și vor fi obținute toate semnăturile, la mijlocul lunii septembrie vor putea începe lucrările de asfaltare în Crividia. În Petroșan, la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, se organiza periodic bursa locurilor de muncă. Din martie însă, din cauza pandemiei de coronavirus, această bursă s-a anulat. Șeful Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Petroșan, Iudit Babțan, spune că mediul de afaceri privat a fost afectat foarte mult de criza economică generată de pandemia de COVID-19. Oamenii resimt acest lucru, iar numărul șomerilor a crescut în ultimele luni. Oamenii o resimt. Acum, analizând numărul de locuri de muncă vacante pe care noi le gestionăm, sincer, noi nu prea o resimțim pentru că avem destul de puține locuri de muncă vacante. Deci, pandemia ne-a cam afectat și pe noi și pe angajatori și atunci, pentru o bursă, ar trebui să avem mai multe locuri de muncă decât dispunem noi în momentul de față. Am simțit o creștere a numărului de șomeri. Dar locurile de muncă pe care noi le gestionăm e din ce în ce mai redus. Obiectivul principal al acestor burse a locurilor de muncă îl reprezenta creșterea gradului de ocupare prin corelarea cererii cu oferta de locuri de muncă, existând posibilitatea interacțiunii directe dintre angajator și posibilul angajat. Preșcolarii din orașul Petrila se pot bucura din toamnă de o nouă grădiniță. Este vorba despre grădinița de la școala gimnazială Ide Sârbu din Petrila. Vechea grădiniță de aici a fost demolată, iar pe amplasamentul acesteia a fost construită o nouă grădiniță dotată și utilată după standarde europene. Pot să vă spun că e o investiție nouă, am construit o grădiniță nouă pe amplasamentul fostei grădinițe de la Ide Sârbu. Aveam aici o grădiniță foarte veche, de cred că avea aproape 80 de ani clădirea, poate chiar mai mult, era organizată într-o fostă casă de colonie. La începutul mandatului, văzând situația grădiniței, am luat această decizie, am făcut proiectul și am găsit sursa de finanțare. Am scos la licitație, avem și din partea Consiliului Local o finanțare de aproximativ 700.000 de lei. Este o grădiniță nouă, dotată la ultima generație, să zic așa, are 6 săli de grupă, în fiecare sală avem 20 de locuri cu grupuri sanitare în fiecare clasă, moderne, dornică să primească pe cei mici care au posibilitatea să vină aici, să nu mai fie nevoiți să meargă în Petroșani sau în alte localități ale Văii sau în partea de sus orașului unde mai avem construite grădinițe noi și moderne. Noua grădiniță are mai multe săli de clasă, iar părinții care vor să beneficieze de o grupă cu program prelungit pot face solicitări la școală. Îi îndemn pe toți părinții care își doresc să își ducă copiii la program prelungit și locuiesc în această zonă a orașului, să facă solicitare la școală și dacă avem un minim de 20 de copii care își doresc acest lucru, vom înființa și o grupă de program prelungit. Eu sunt dispus să găsesc soluții, să mai alocăm bani și să amenajăm o sală unde să poată copiii dormi. Mâncarea nu este o problemă pentru că cred că se poate lua și pe catering și se poate amenaja și un program, o sală cu program prelungit. Finanțarea acestei investiții s-a făcut prin Programul Național de Dezvoltare Locală, iar valoarea acestui proiect este de 2,7 milioane de lei. În prag de alegeri locale, cetățenii municipiului Vulcan spun că cea mai mare problemă o reprezintă lipsa locurilor de muncă, dar și a spațiilor de joacă pentru copii. De ce credeți că are nevoie Vulcanul să se dezvolte? Ar avea cam de multe. În primul rând niște parcuri de joacă pentru copii. N-avem un parc ca lumea. Nu putem duce copii. Și locuri de muncă. Locurile de muncă. Să vadă cei care au închis minele ăștia și ăștia, să nu trebuia închise până nu le putea, nu le punea ceva în loc. Și nu trebuia închise, trebuia retehnologizate,
să aibă oamenii de lucru. Turismul se va dezvolta, dar mai târziu, mai ales când se va străpunge strada pe Herculane încolo. Pe Câmpul Luneac Herculane, pe Voineasa, așa după părerea mea. După aia, fabricile ăștia și uzinile ăștia ce au fost, nu trebuia închise, trebuia făcute să meargă. Trebuia să vadă unde nu merge treaba. Aici, de ce nu merge? Păi nu merge din cauza asta. Dăm oamenii în șomaș până facem treburile acelea așa și după aia îi aducem la lucru. În primul rând, oamenii să fie mai atenți la curățenie, la... ce să zic? Și locurile de muncă care ar trebui să fie... mai multe locuri de joacă pentru copii, drumuri asfaltate, că e jale la noi în vale, mai ales în Vulcan, eu sunt din Paroșeni, e dezastru. Ce să zic, locuri de muncă, asta este iară un lucru foarte bun și benefic pentru Vulcan. Și mai multe, ce să zic, să fie comunicativ, să poată să iese. Când ai nevoie de un primar, n-ai de unde lua. O, păi nevoi sunt multe. Nevoie cel mai mare servici la tineret. Lucru și servici la tineret, draga mea. Aia e cea mai... Și noi, pensionarii, așteptăm să ne mai mărească pensia, dar oricât am văzut și la televizor, oricât ar întreba, tot înconjoară, nu spune când se mărește, cu cât se mărește, cu cât, dar în cazuri și greutăți sunt destule, dar asta e cea mai apăsătoare. Să aibă tineretul unde lucra și să le dea de lucru la tineret. Să stai la noi în țară, nu să ducă să facă țara la alții frumoasă și a noastră să prăpădească. Doamne, câte sunt? Sunt foarte multe. În primul rând, curățenia, parcuri. Nu avem un parc pentru copii, pentru oameni în vârstă, decât ce se vede pe bulevard. Dar mențin curățenia, vedeți că omul nu menține. Nici omul nu menține, dar curățenia și parcurile, în primul rând, pentru copii și pentru oameni în vârstă. Cea mai mare nevoie, uite, ne-a plecat 5 milioane în țară. S-a deschis măcar un chioșc de pâine de comunitatea asta locală. S-a deschis o fabrică, o fabricuță de ei. Nu s-a investit nimic. Absolut nimic nu s-a investit în toată Valea Jiului. Asta e cea mai mare durere. Nevoia de investiții, nevoia de locuri de muncă. Nu e investiții, nu e nimic, ca locuri de muncă n-avem. Și vedeți dumneavoastră, tineretul pleacă. De ce nu deschide și pentru noi aici o fabrică ceva? E vinovat guvernul de sus, cu președinție, cu tot Dumnezeu. În municipiul Vulcan, principalii angajatori au rămas exploatarea minieră și termocentrala Paroșeni, mediul privat fiind și aici, ca și în întreaga Valea Jiului, insuficient dezvoltat. Primăria municipiului Lupeni continuă reamenajarea și modernizarea parcurilor existente pe raza municipiului. S-au încheiat lucrările la parcul din Bărbăteni, instalațiile de iluminat fiind puse în funcțiune. Tot acolo funcționează și o nouă fântână arteziană cu care primarul Lucian Resmeriță se mândrește. Prezent la Mondo TV în cadrul emisiunii Oamenii Văijiului, moderată de Adina Risipitu, Lucian Resmeriță a oferit detalii despre investițiile din parcul copiilor din Bărbăteni. Eu zic că din punct de vedere al numărului de parcuri și cum arată, avem cele mai frumoase parcuri din Valea Jiului. Am pus mult suflet în ele, am lucrat la ele o perioadă lungă de timp, le-am actualizat cu niște noutăți, am reușit să fac niște chestiuni mai aparte, să zicem. Aici avem un parc, vă spun, de o frumusețe foarte mare, este parcul din Bărbăteni, unde am reușit anul acesta să punem zeci de complexuri de joacă pentru copii acolo, să facem un gazon frumos încât să nu se lovească niciunul, să fie foarte moale în partea de jos, să fie ușor de întreținut, este lucru foarte important. Pe care l-am luat în calcul aici, am reușit toate aleile să le reabilităm, am reușit să schimbăm florile, am reușit să facem
Poate să vedem o mică fântână arteziană care arată foarte, foarte bine. Este ceva destul de interesant, așa spectaculos. Chiar în momentul în care i-am dat drumul, aveam lângă, aceasta este o fântână care este pe timp de zi și pe timp de noapte fasciculul de lumină se duce pe jetul de apă și este o chestiune impresionantă care dă foarte bine și de aproape și de departe.